Dacă doriți să deschideți o afacere de succes, deci trebuie să cunoașteți care sunt acei pași pe care trebuie să-i parcurgeți. O să ne referim la constituirea unei societăți cu răspundere limitată. Ce este o societate cu răspundere limitată? Ea este o societate comercială cu personalitate juridică, a cărui capital social este constituit din părți sociale, conform actului de constituire. Iar societatea, pentru obligațiile sale, răspunde cu tot patrimoniul ei. Mai întâi de toate, va trebui să vă adresați cu o cerere către Camera Înregistrării de Stat sau către oficiile ei teritoriale. Cererea de înregistrare poate fi înaintată de către fondatorii acestei societăți. Poate fi o singură persoană sau mai multe persoane. Trebuie să cunoaștem că o societate cu răspundere limitată poate avea până la 50 de fondatori. În cazul în care numărul acestora se va depăși, societatea va fi nevoită să se reorganizeze sau să se lichideze. În cazul în care nu va efectua acest lucru, la cererea unei persoane interesate, se poate adresa în instanța de judecată și în baza unei hotărâri, deci ea poate fi lichidată. Mai mult ca atât, persoana care înaintează cererea de înregistrare trebuie să aibă un act de identitate valabil. În afară de aceasta, trebuie să aibă, să cunoască mai multe denumiri de societate și să-și stabilească deci care vor fi domeniile de activitate. Pentru ca societatea să poată activa, va avea nevoie de un sediu. Pentru a stabili sediu sau adresa juridică a societății, veți avea nevoie de un act juridic, precum este contractul de vânzare-cumpărare a imobilului, un contract de locațiune, un contract de donație sau poate fi chiar și o declarație autentificată notarial a proprietarului, deci care vă oferă dreptul de a folosi adresa juridică pentru societate. La fel veți avea nevoie și de un certificat de la organul fiscal, precum că nu aveți datorii. Fondatorii vor trebui să stabilească care va fi capitalul social al societății și vor avea dreptul să verse aportul social în termen de 6 luni, de la momentul înregistrării societății. Mai mult ca atât, deci va trebui să fie achitate taxele pentru înregistrare. Trebuie să cunoaștem că o societate poate fi înregistrată în termen de 5 zile, însă există posibilitatea de a fi înregistrată și în termen de o zi sau chiar la 4 ore, în dependență de fondurile pe care le deține persoana. Din momentul în care au fost depuse toate actele necesare, Camera Înregistrării de Stat vă va elibera o decizie de înregistrare, un extras din Registrul Înregistrării de Stat, ștampila, statutul societății și un certificat prin care se va atribui un număr de identificare unic, care se mai numește și cod fiscal. Societatea cu răspundere limitată se consideră înregistrată din momentul emiterii deciziei de înregistrare.